Declarațiile președintelui rus Vladimir Putin continuă să șocheze. Potrivit publicației britanice Financial Times, liderul de la Kremlin i-a propus cancelarului german Angela Merkel modelul cecen pentru soluționarea violențelor din estul Ucrainei. Întrevederea celor doi a avut loc în cadrul summitului G20 din noiembrie 2014 la Brisbane, Australia. Putin a mai adăugat atunci că pentru ca războiul din țară să ia sfârșit, autoritățile de la Kiev trebuie să le propună separatiștilor bani și autonomie, adică aceeași politică pe care a aplicat-o și Moscova în Cecenia. Financial Times mai scrie că Merkel a încremenit când a auzit ce a propus Putin. Deja a doua zi la Sydney, cancelarul Germaniei a atenționat că Rusia poate fi o amenințare nu doar pentru Ucraina, dar și pentru Georgia și Balcani. Situația din estul Ucrainei este tot mai critică. Zilnic, civili, dar și militari ucraineni își pierd viața, iar negocierile de pace sunt amânate de la o zi la alta.